Top 3 zile norocoase în luna aprilie 2023. Descoperă topul celor mai norocoase zile ale lunii aprilie 2023 și cum să le profiți din plin. În luna aprilie sunt doar 3 zile norocoase, dar asta nu înseamnă că nu poți face diferența. Planetele îți sugerează să petreci fiecare zi cu o atitudine pozitivă și să te bucuri de activitățile tale preferate, în timp ce comunici cu oameni plăcuți. Acesta este momentul perfect pentru a urma cu sfințenie legile Universului și a face alegeri înțelepte pentru a-ți îmbunătăți viața în mod semnificativ. Profită la maxim de zilele norocoase și vei vedea cum ele vor influența pozitiv toate celelalte zile. 4 aprilie, data în oglindă 4-a 4-a. Prima zi norocoasă a lunii aprilie va fi data în oglindă. Pe 4, lumea va fi condusă de numărul 4, care este o simbioză a 4 elemente, pământ, apă, foc și aer. Acestui număr nu-i place când oamenii fac un lucru. Încercați să acordați atenție tuturor problemelor stringente, iar la sfârșitul acestei zile ar trebui să vă odihniți bine. În această zi puteți face cumpărături moderate, puteți întâlni oameni noi pe internet și în viața reală, puteți acorda atenție prietenilor și familiei. 14 aprilie, Venus în careu cu Saturn. Cuadratura este un aspect destul de armonios, dar nu este întotdeauna atât de puternic pentru a numi cutare sau cutare zi norocoasă. De data aceasta situația se va schimba în bine datorită careului lui Venus cu Saturn, care au un efect destul de bun unul asupra celuilalt, asupra noastră în această poziție. Aceasta va fi ziua în care avem mai multe șanse să înțelegem spre ce obiectiv să ne îndreptăm. Mulți oameni vor înțelege și își vor da seama de locul lor în această lume. Vom avea puterea pentru noi începuturi și pentru a finaliza lucrurile. Majoritatea criticilor pe care le vom primi vor fi constructive, așa că ascultați ce au de spus oamenii despre voi. Nu vă grăbiți să agățați de ei stigmatul prostiei. 22 aprilie, ploaia de meteor Liridele. Experții notează că ploaia de meteor Liridele trezește optimismul în oameni și ne face mai buni unul cu celălalt. 22 și 23 aprilie va fi activitatea maximă a acestui flux, dar 22 va fi o zi favorabilă. Dacă capul vostru va fi plin de gânduri negative, atunci pe 22 aprilie, Liridele vă vor ajuta să scăpați de tot ce vă descurajează. Pentru a avea mai mult succes, este important să arătați mai multă bunătate și căldură în această zi. De asemenea, experții vă sfătuiesc cu tărie să vă familiarizați cu cele mai periculoase zile din aprilie. După cum se spune, prevenitul este prearmat. Dacă știți dinainte în ce zile energia planetelor va fi negativă, cel mai probabil puteți ocoli orice obstacole în calea vieții voastre. Vă doresc mult succes și numai evenimente plăcute în viață! Sper că acest clip v-a fost util! Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.